Totul a început într-un bar de cartier, acolo unde cei doi au băut mai multe pahare de alcool. S-au luat la ceartă la un moment dat, iar unul dintre bărbați, în vârstă de 54 de ani, a scos un cuțit și l-a înfipt în piept prietenului său. Victima a reușit să iasă din bar. A mai apucat să facă doar câțiva pași, să strige după ajutor, iar apoi s-a prăbușit la pământ. Locatarii care l-au auzit au chemat salvarea, însă la sosirea medicilor, bărbatul era în agonie. A intrat în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare ale cadrelor de pe ambulanță nu l-au mai putut salva. Între timp, proprietarii barului au sunat la 112, iar polițiștii au reușit să-l rețină pe agresor. Acum bărbatul este cercetat pentru omor și riscă ani grei de închisoare.